de a Hristos a înviat. Sfânta noastră biserică așează în fața întregii creștinătăți pomenirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, pentru că faptele lor sunt atât de frumoase, plăcute în fața lui Dumnezeu și mărețe în ochii oamenilor. Sfânta noastră biserică i-a considerat cei întocmai cu apostolii. Foarte mulți dintre frățiile voastre ați citit viața lor și tot periplul istoric prin care au trecut. Dar aș vrea să vorbim puțin despre cum au intrat ei în această credință față de Dumnezeu și cum Iisus Hristos a intrat în viața lor. Dacă ne gândim la Sfânta Elena, o credincioasă nascuns, a dat naștere pe acest prunc Constantin, cum îl numim noi, și a insuflat o educație creștină deosebită, aleasă. Și putem spune că această educație a fost temelia Sfântului Mare Împărat Constantin. De aceea, în zilele noastre, Biserica creștină pune foarte mare preț pe educația femeilor creștine, a bunicelor, a mamelor și a fetelor care au frică de Dumnezeu și care cunosc importanța lui Dumnezeu în viața omului. Sfântul Mare Împărat Constantin, cunoscând această credință în Dumnezeu, a început să-i se roage lui, așa cum l-a învățat mama lui Elena. Și mai ales că el a putut observa din cadrul familiei lui și celelalte trăsături creștine care le aveau. Fausta, soția lui, a fost foarte credincioasă. Anastasia, sora lui, a fost foarte credincioasă. Chiar și fiica lui care se născuse, Constanția, era foarte credincioasă. Cu alte cuvinte, biserica din familia împăratului Constantin avea temelie bună și sfătuitori demni. Ceea ce putem observa la Sfântul Împărat Constantin este faptul că el a știut să-și păstreze integritatea lui teritorială și a iubit țara și a iubit poporul lui, neamul lui. De aceea, chiar dacă în Imperiul Roman erau religii care țineau de idolatrie, totuși aceste religii aveau un respect foarte mare față de Împăratul Constantin, pentru că se putea ca om drept. Și nimeni n-a avut curajul să-i reproșeze ceva. A știut întotdeauna prin ceea ce l-a insuflat Duhul lui Dumnezeu, ceea ce să aleagă viața lui. Și întotdeauna a ales bine. A suferit pentru creștinii care erau în prigoană, erau în închisori. Erau deposedați de averile lor pe nedrept. Iar împăratul Constantin a răbdat doar până la un timp. Apoi a gândit să lupte pentru creștini, deși avea o situație inferioară față de Maxențiu, totuși a avut brațul brav, a avut demnitate și a ridicat steagul pe care a pus Sfânta Cruce ca să apere demnitatea și morala în Imperiul lui. Prin aceasta se poate considera un mare conducător. Când el poate să adune în jurul lui oameni care să lupte pentru valoare, pentru morală, pentru ceea ce este frumos în fața lui Dumnezeu. De aceea, pe pământ, omenirea caută astfel de conducători, ca să fie în fața întregului popor cu multă demnitate și cu viață morală frumoasă. Împăratul Constantin așa a fost. El a suferit pentru creștinii lui din Imperiu, chiar dacă la momentul acela nu era botezat. Dar a văzut realitatea lucrurilor și a dorit să cunoască adevărul. Deci reușește să strângă o oaste inferioară față de al lui Maxențiu. Și îl biruiește. A avut câteva momente de luptă grele, spre sfârșitul anilor 312-313, dar l-a biruit pe Maxențiu. De ce? Pentru că el s-a rugat lui Dumnezeu și Mântuitorul i-a arătat arma prin care el poate birui răul din Imperiul lui. Și arma aceea a fost Sfânta Cruce. Această armă biruiește întotdeauna răul din lume și cel văzut și cel nevăzut.
Când ne gândim la Sfânta Cruce, ne gândim la jertfa de răscumpărare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și la modul cum trebuie să iubim noi, pentru că răul în lume se lucrează acum din ce în ce mai greu. Iar din nenorocire pentru noi, nu avem în fața noastră un conducător care să ridice un steag pe care să stea o Sfântă Cruce. De aceea, oamenii și-au pierdut încrederea față de proprii conducători, pentru că ei nu mai poartă semnul demnității în mâna lor. Foarte mulți dintre conducătorii care au fost în lumea aceasta și-au arătat mai ales puterea lor coercitivă. Au vrut să arate că ei pot da decizii și legi, dar nu au vrut să arate față de popor credibilitatea lor, ascultarea lor sau rugăciunea lor. Trei elemente mari în fața împăratului Constantin, fraților. Și noi, care suntem monahi, trebuie să fim foarte atenți la aceste trei elemente. Vorbeam că împăratul Constantin a avut în vedere să-și apere integritatea lui imperială. De aceea a dus războaie foarte grele și cu Maxențiu și cu Liciniu, mai ales pentru că aceștia erau împotriva creștinilor. Îi omora pe creștini atât de oribil, niște chinuri de nemai gândit. Și Sfântul Împărat Constantin n-a vrut să conceapă lucrul acesta. Deci, putem observa că el a avut mare compasiune față de oamenii din imperiul lui și a apărat inclusiv granițele unde era vechea Dacie și mulți dintre bătrânii care sunt în zona Dobrogei acum, din tradiția lor spune că Constanța vine de la acest mare împărat și de aceea el a fost numit Dacicus Maximus. Dacă Sfântul Împărat Constantin a știut să-și păstreze bine integritatea teritorială, el s-a ocupat și de integritatea bisericii. A avut în vedere un lucru foarte important și anume a privit în mod deosebit la cei care sunt cu adevărat sinceri față de credința în Dumnezeu. Nu cei care știu să vânture tot felul de filozofii și să țină cuvântări, că printre ei a fost și Arie, să știți. Cei care au fost sinceri. Iar cei care au fost sinceri, fraților, au fost cei care au fost în temnițe. Deci Sfântul Împărat Constantin s-a bazat în primul rând pe toți episcopii, clericii, monahii și cei care au pătimit sfinți, martiri și mucenici care erau în temnițe. El a considerat foarte corect. Oamenii aceștia s-au dat viața și sângele pentru credința în Dumnezeu. E clar că acești oameni se vor dedica întotdeauna lui Dumnezeu. Și a dat acel edict de la Milan când i-a eliberat. Și după ce i-a eliberat, Sfântul Împărat Constantin cunoștea cât de importantă este milostenia în fața lui Dumnezeu. Pentru că milostenia și fapta bună față de aproapele, față de oamenii care sunt amărâți și necăjiți, este bine plătită în împărăția lui Dumnezeu. Este foarte bine văzută de Dumnezeu. Dar ce să facă el ca împărat? Câtă milostenie putea el să facă, pentru că el trebuia să țină și demnitatea de împărat, trebuia să țină și toate portofoliile din Senatul Imperiului Roman. Trebuia să țină inclusiv partea administrativă, partea militară și nu mai mult partea religioasă. Și atunci ce a făcut Sfântul Împărat Constantin? S-a orientat tot către martirii și muncenicii din temnițe. Știți ce a făcut, fraților? A dat legi și a împroprietărit pe ei. A zis, dacă eu nu mai pot cuprinde să fac atâta fapte bune, atunci o să-i pun pe ei să facă fapte bune. Și le-a dăruit înapoi celor care erau pentru credința în Dumnezeu, Hristos Domnul, le-a dat înapoi domeniile, proprietățile, pentru că el a știut că acești oameni vor ridica biserici, vor ridica mănăstiri, vor ridica tot felul de case de caritate. În anii 325, Sfântul Împărat Constantin mai face încă un pas foarte important. Și anume, și-a dat seama că învățătura lui Arie este acoperită doar de o filozofie omenească. El, rugându-se lui Dumnezeu, l-a simțit pe Dumnezeu.
Și a zis, ca să nu vină din partea lui o decizie de împărat, a zis, voi chema pentru prima dată în istoria lumii aceștia creștine un sfânt sinod. Deci n-a luat el decizia. A chemat la acest sinod pe mari ierarhi. Știți care era? Cei care pătimeau pentru Hristos prin temnițe. Deci pe ei s-a bazat. Și pentru că s-a bazat pe ei, a primit și răspunsul cuvenit. Cu minuni însoțit acest răspuns. Și l-a rușinat și pe Arie și toată învățătura lui. A fost greu de stârpit acest Arie din împărăția lui, pentru că și rău lucra în lume cu multă, multă viclenie. Vreau să mă duc la primul element care vi l-a spus mai înainte. Întotdeauna credibilitatea unui împărat, a unui conducător, a unui monah, a unui cetățean, a unui ierarh, este numai atunci când își cinstește sfinții lui martiri, își cinstește strămoșii lui. De aceea vedeți în campanii electorale că mulți care fac politică se duc la biserici și la pomenirea eroilor. Atât, doar în campanie electorală. Pe urmă nu mai vezi. De ce? Pentru că ei știu că acolo obțin potențial și au acolo baie de mulțime, cum zicem noi, și acolo obțin și voturi. Dar un cleric care nu merge la mormântul eroilor lui, ați văzut ce le-a făcut vrăjmașul, a blocat cimitirile în perioada pandemiei, cu ce să-ți facă ție rău un cimitir? Că acolo sunt strămoșii tăi. Ce virus mai au aceia? Poate că ducându-te în cimitir, încep să răscolească amintiri, încep să apară compasiuni, încep să îți aduci aminte de educație, de morala strămoșilor tăi. Păi aici a vrut să ucidă virusul ăsta al lumii. Deci, un conducător, un cleric, are credibilitate în fața lui Dumnezeu și în fața lumii doar dacă își cinstește eroii și martirii lui. Adică îți iei frumos cartea de rugăciuni și te duci la mormântul lor și acolo te rogi și lui Dumnezeu, la toți sfinții și te rogi și strămoșilor tăi. Atunci ești credibil și atunci oamenii imediat își dau seama și se uită spre tine gândind, iată că acest om știe să reflecte la înaintașii lui. Numai așa, fraților. Altfel, toată lumea va împrăștea filozofii, dar nu vor avea credibilitate. Stau pe nisipul mișcătoare. Când vine momentul încercării, gata. Sunt niște trădători. Nu vor să își păstreze demnitatea lor în care au fost așezați dintr-un început. Nu își vor păstra visul lor sau intenția lor din început pentru a fi în biserică, pentru a sluji biserica, pentru a căuta să slujească pe oameni în biserică. Fraților, trebuie să ne cinstim martirii, eroii și neamul nostru, neamul acesta românesc. Altfel, dacă nu vă luăm aminte la ei, devenim așa pe nisipul mișcătoare și frunze în vânt. Un alt element care l-am amintit este faptul că noi care suntem în viața monahală, ascultarea este deosebit de importantă. Aduce după ea multe virtuți. Dar nu numai pentru monah. Nu poți să fii conducător bun dacă nu faci ascultare. Nu poți să fii episcop bun dacă nu ai făcut ascultare. Cum zice Părintele Stil, bă, dacă n-a trecut prin toate ascultările, nu e bun, măi. Păi știți ce a fost împăratul Constantin? El la început a fost tribun. A stat lângă soldați. A luptat cot la cot cu ei. Deci și-a riscat viața. Pe urmă a ajuns și el guvernator. Alta ascultare grea. După ce a ajuns guvernator, a ajuns prefect. Și după ce a ajuns prefect, a ajuns cezar. Și după ce a ajuns cezar, a ajuns împăratul Romei. Dar a trecut prin toate ascultările. Acela este duhovnic bun, fraților, care trece prin toate ascultările. Acela este preot bun, acela este episcop bun, acela este conducător bun, care a trecut prin toate ascultările. Restul împrăștie filozofii. Și iată ce le fac filozofiile. Alt element a împăratului Constantin a fost rugăciunea. Nu putem considera că Dumnezeu nu a privit spre el dacă nu era botezat la momentul când își făcea rugăciunile.
El a avut, cum spune Mântuitorul, și s-a potrivit foarte bine pentru Sfântul Preacostantin, când a avut blândețea porumbeilor și înțelepciunea șarpelui. Pentru că el s-a rugat Mântuitorului, dar nu așa, fraților. Și-a pus acolo, smerit, genunchii la rugăciune, a plâns pentru poporul lui, a plâns pentru faptul că mulți creștini erau chinuiți, fără niciun fel de motiv. Și a zis, Doamne, te rog, dăruiește-mi această biruință. Nu mie că vreau să mă arăt lumii că sunt cineva, ci pentru poporul tău. Și Dumnezeu i-a arătat Sfânta Cruce. Că așa e viața omului. Cu Sfânta Cruce înainte. Așa s-a putut rezolva. Cu rugăciunea, fraților. Deci noi, când vedem că urgia vine, când poporul este încercat, când sunt legi nedemne, Liciniu a fost bun prieten la început cu împăratul Constantin, dar era idolatru și îi persecuta pe creștini. Iar atunci n-a mai fost de acord cu el. Și în zilele noastre numai așa putem să ne dăm seama că suntem în grația sau în iubirea lui Dumnezeu. Când vedem lucrurile nedrepte care se fac în creștinism și atunci ele să fie nu numai arătate, ci luptat pentru ele. Chiar dacă lumea acum a intrat în această închisoare mondială care înseamnă izolare pentru pandemie, să știți că lumea aceasta nu trebuie să-și piardă curajul de a lupta pentru demnitatea lui de creștin, nu trebuie să-și piardă curajul lui pentru a-și iubi biserica și a se păstra rânduiala care este fixată de către Sfinții Părinți. Chiar și dacă gândim la Sfânta Elena, cât de atentă a fost Sfânta Elena când și-a ales oamenii cu care a colaborat. Deci Sfânta Elena nu și-a luat oameni din ăștia cu filozofii împrăștiate, și-a luat oameni care a știut să o țină pe drumul credinței. De aceea a colaborat bine cu Sfântul Macarie în Ierusalim și a ridicat acolo și Sfânta Cruce spre închinarea tot norodul și Sfânta Biserică a Învierii și multe lucruri. Este foarte clar că zilele noastre trebuie să avem în vedere după ce oameni care ne conduc urmăm. Iar unul din semne este credibilitatea lor și modul cum își cinstesc eroii, martirii și toți strămoșii lor. Al doilea lucru este că trebuie să vedem dacă acești oameni au trecut prin toate ascultările. Și al treilea lucru este să vedem dacă acești oameni se roagă de Dumnezeu. Așa ne putem alege. Întotdeauna. Și duhovnicul, și episcopul, și conducătorul. Altfel, dacă găsim alte criterii față de ceea ce am întâlnit la Sfântul Împărat Constantin, este bai. Atunci rămâne să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea răbdare, fraților. Pentru că multe rele sunt în lumea aceasta și mai ales că oamenii sunt îngrijorați, sunt foarte speriați. Eu am stat de vorbă cu o credincioasă bună rugătoare și a zis, Părinte, eu care mă rog, și nu mă rog așa cu o rugăciune două, eu dacă nu citesc măcar o jumătate de psaltire pe zi, nu citesc câteva acatiste pe zi, nu mă simt împlinită. Dar când am intrat la izolare, leșinam în casă de una singură. De ce? Pentru că nu este ușor, fraților, trupurile astea sunt diferite de la un om la altul. Și atunci greu suportă această izolare. Și deși te rogi, deși cauți să fii cât mai aproape de Dumnezeu, iată că trupul îți dă la un moment dat niște puseuri care nu le poți duce. De aceea trebuie să avem în vedere mai ales credința aceasta în Dumnezeu. Cum a avut-o Sfinții Împărați, cum a avut-o Sfânta Elena, cum a fost toată familia imperială în care Sfântul Împărat Constantin s-a sfătuit, cu ei a mers mai departe, s-a mântuit și vedem că Sfânta noastră Biserică le dă mare cinste în cer și pe pământ. Și noi, fraților, să avem parte de această cinste mare, cum a avut-o și Sfântul Mare Împărat Constantin, în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu.